Stejarul, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Stejarul se întâlnește mai ales la câmpie și în zonele colinare, foarte rar la deal. În afară de pădurile curate de stejar numite stejărete, se găsește și în amestec cu alte foioase. Este un arbore din zona temperată, înalt, cu ramuri puternice, noduroase, coroană largă și bogată. Diametrul unui stejar bătrân poate ajunge până la 10-12 metri. În mod normal, crește până la 30-35 de metri înălțime și 2-4 metri diametru. Este un arbore pretențios, preferă solurile bogate în nutrimente, căruia îi place să trăiască în plină soare, fiind denumit plantă heliofilă. Coarța stejarului este de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc brăzdată, adăpostind adesea o microfaună activă, în special furnici și anumite specii de gândaci. Frunzele sunt lobate cu 4-8 perechi de lobi. Stejarul înflorește în luna mai. Fructul este o achenă denumită ghingă. Coarța de stejar este folosită din antichitate în tăbăcărie, deoarece conține mari cantități de tanini foarte eficienți în prelucrarea pielii. Ghinda a fost folosită de-a lungul timpului atât la hrana porcilor, fiind foarte apreciată și de mistreți alături de jir, cât și la confecționarea de coliere și păpușele pentru copii și chiar la unele piese de mobilier sau bibelou rustice. Lemnul de stejar este lemn prețios de calitate superioară, mai ales dacă este uscat corespunzător. Lemnul de stejar uscat natural, având peste 12 ani vechime, este scump, fiind folosit pentru mobilă de lux sau iahturi de lux. Aproape două secole, traversele de stejar au fost folosite cu mult succes în dezvoltarea căilor ferate, doar recent începând înlocuirea lor conform noilor tehnologii de transport. O utilizare apreciată pentru stejarul european este la obținerea butoaielor pentru vin, dar și pentru whisky. Tehnologiile sunt complexe, iar aroma obținută prin arderea superficială a lemnului este deosebită. Știați că în mitologia slavă stejarul era considerat arborele adevărului? Se credea că primul bărbat a apărut din acest arbore. Din carnea mistreților, care se hrănesc cu ghindă, ar fi luat naștere preoții, lideri spirituali ai vechilor slavi. Știați că cel mai bătrân stejar din România are aproape 900 de ani și se află în Cașvana din județul Suceava. Provocare. Căutați în apropierea locuinței voastre un stejar cu care să vă fotografiați. Descrieți caracteristicile identificate ale arborelui observat. Vă mulțumesc pentru atenție!